Black Friday să scăpăm. Băi, uh, povestea este cam așa. Astea sunt vânzările mag de la 18 31. Veți în colțul dreapta sus, 18 31, 535 de milioane de lei, adică vreo 100 de milioane de euro. Cam așa. Asta e un dashboard pe care el pun la dispoziția presei, la care am și eu acces și văd aici ce să vinde, câți clienți, câte produse, cât aur, cât carne de porc, cât nu știu ce. Bun, asta este față de cele 635 de milioane de lei cât sperau ei, este puțin mai jos. Asta din diverse motive. Unul din cel mai... Bun motiv, este desigur cel că domnul a venit criza, s-a cumpărat mai puțin sau nu știu ce faza este așa, dacă ne uităm pe 2021 tot la ora asta, vândusurile de mai puțin. Acum putem să spunem desigur că domne, că inflația, că acum un an de zile nu era criză și eram în, în pandemie și lumea stătea în casă și cumpăra mai mult și așa mai departe și poate că e, e corect, dar nu sunt doar ei. Cam toată lumea a vândut mai puțin decât spera. Acum, unii, din nou, vor spune că e criza. Celălalt motiv este că nu era destul de marfă pe stoc. din motive de uh, zero, zero COVID în China, din motive de știu eu ce, asta s-a întâmplat. Și, desigur, și criza, și a mai fost o chestie pentru, pentru Emag, a fost concurența cu Altex. Altex au, au reușit să aducă câteva chestii uh, să le dea la prețuri mai bune. Acum, Știți și voi, altex nu comunică foarte mult și foarte bine. O să vedem probabil în zilele următoare un comunicat când îl vor face și ei sumere. Um, ce să zic? S-a întâmplat ce se întâmpla în fiecare an, toată lumea mega dezamăgită, toată lumea, mă rog, toți cumpărătorii, a, astea nu sunt reduceri, a, așa nu se mai poate, a, neau de proști, a, Black, Black Friday, e, e măgărie, PC Garbage. Și din nou, vreau să spun ce am spus și data trecută. Este foarte amuzant că oameni care îmbătau cu tifla la, la niște chestii, acum au început să repete ce spuneam eu. Și ce spuneam eu, una din chestii pe care spuneam eu, e următoarea. Dacă vreți să vă faceți un calculator sau dacă vreți să, nu știu ce, să vă luați un frigider, un, o chestie, o măsinuță, și dacă nu sunteți setat fix pe un produs și zic, eu vreau produsul ăsta fix, ăsta fix, ăsta fix, ăsta, s-ar putea să, găsiți, să fi găsit reduceri bune. Acum, în anul ăsta nu știu exact cum a fost, dar știu că în anii trecuți, dacă vrei să te un frigider de 2 metri și de nu știu așa găsei. Nu găseai neapărat marca pe care o vrei tu, da? găseai altă marcă la un preț mai bun. Adică cel puțin un exemplu bun este pe, pe Arctic, nu găsești fix Arctic-ul pe care îl vrei tu. Dacă găsești un Arctic mai, mai bun eventual la același preț, o fază de genul ăsta și la fel la calculator, la, să ai 20% când îți faci un calculator de 100 de milioane, de 10.000 de lei, e o reducere bună și așa mai departe. Deci cam, cam asta a fost și la fel și la televizoare, da, ne uităm aici, s-au vândut, mai scrie, da, s-au vândut o căruță de chestii, din nou, white goods și uh, electronici și așa mai departe, se vând, din nou, dacă nu sunteți setat pe anumit produs. Adică dacă eu căutam un, uh, nu știu ce căutam, căutam un, uh, un SSD din ăla pe nu și n-am găsit rădusele și normal că n-am luat nimic. Dar dacă mă uitam și la alți producători și la alții, adică eu vreau fix o chestie, dacă așa, poate găseam și așa mai departe. Și ce de, ce mai este interesant aici? Ce mai este interesant? 74% din reduceri sunt la easybox, deci mai multă, mai puțină presiune pe pardon, pe cumpărători. Chestia asta mie nu-mi place deloc. 76% pardon. Asta, 65% comandă cu cardul la Easybox. Deci eu n-aș face așa ceva. Sincer, sincer, eu înțeleg. Adică asta, asta e diferența între mine și, uh, și oamenii de la IMAX și alți oameni, că ei sunt mai, uh, adică ei înțeleg piața mai bine. Adică eu n-aș face așa ceva. Să plătești cu cardul la Easybox, nu fratele meu, plătești și dacă vrei livra la, Easy, uh, dacă vrei la Easybox, trebuie să plătești înainte. Nu vin eu acolo și pentru că e chestia asta la modul românii și așa sunt, sunt ei uh, special. Și a, păi, uh, a venit la Easybox, dar am primit să mă duc asta să o iau. Păi, da, le comandat. A, dar mă duc eu săptămâna viitoare dacă se poate, prost să stea la Easybox o săptămână, două, până când au ei chef să ducă să îl ridice. Da. Am primit notificare că Taz mai bag o serie de voucher. Da, Taz a avut o chestie foarte bună cu voucher aia, s-au vândut în draci și în, în primele două, nu știu, în două minute sau nu, în 10 minute au dat 2000 de vouchere și un prost după Softpedia a zis, a, păi ce, au avut două 2000 de vouchere? Nu, eu am ceva, altceva. Eu am zis că s-au dat 2000 de vouchere în câteva minute și ăla înțelesese că au avut 2000 de vouchere în total. Asta e nivelul de înțelegere a românilor. Da, și cealaltă chestie este asta, cu top județe. Deci Cluj a depășit București la cumpărături. Și sunt aici, Dolgi, Dolgi, Bistisa Năsăud, E, adică să vezi dol și în Săud în top, e cea pentru că o dată Dolce e un județ sărac, în Săud e un județ mic. Sunt, uh, sunt niște chestii. Asta cu vistele pe mobil, 80% la, 80 vistele pe mobil. Mm. Deci ne dăm seama de pe, de pe ce cumpără lumea din ce în ce mai mult. Cam asta este. Da și uh, nu știu, mă uitam, mă, mă uitam la ce și-au luat prietenii mei, mă uitam la ce și-au luat uh, diverse oameni de pe blog. Uh, cu cât sunt oamenii mai informați, cu atât fac alegeri mai bune și sunt oameni care și-au luat, nu știu, de băut, și-au luat uh, chestii de grădină, și-au luat uh, chestii de calculator și așa mai departe. Da, Alexandru, știu că limita e de 48 de ore, este foarte bună limita asta, adică ai 48 de ore du să te duci să-ți iei uh, cohetul la Easybox, dacă nu, marși în măta. Înseamnă că n-ai nevoie de produsul ăla, știi? Și, adică, sincer, eu aș face la, nu, eu, no, eu sunt, eu vorbesc pentru că eu n-am business ăsta și eu îmi permis să am păreri știi, la modul 2 trei chestii de astea în care refuzi sau ratezi să ridici produsul, da, suspendăm contul și nu mai are nimeni voie doi ani de zi să-și facă cont la adresa aia. adică nu mai livrăm la, la adresa aia cu CNP-ul ăla, succes. Și deci așa trebuie să le facă. Sau la aia care au retururi prea multe, prea iure. Că mă uitam pe toate pe Sofedia să lăudau ăștia că, a, că eu am comandat ăștia care comandau tot și pe care, au eu n-am nevoie, au astea costă bani, au ai că adunesc comanda. Ceea ce până la urmă e bine, că știi că produsul uh, poate fi vândut altcuiva, dar tot e o, o stupizenie, dar mă rog. Gătălin, e un mit. Asta cu dacă plătesc cu ramburs îmi vine mai repede, este un mit. Eu știu că ți-e -ți place să crezi asta, este un mit. Dacă comanzi astăzi două produse, unul cu ramburs și unul cu cardul, o să putea să-ți vină amândouă în același timp. Nu există chestia asta, e vorba de, o priori de priorități, e vorba de dimensiunea produsului, e vorba de încărcarea curierului, sunt tof, sunt alți factori în listă. Asta aici vorbim de eMAG, nu vorbim de uh, oameni din marketplace. Silviu, da, am, am chestia asta cu ce s-a cumpărat, -ați fac un screenshot, dar de fapt vedeți aici, 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 aici. Uite aici, top categorii în stânga, le vezi. Vezi aici top categorii, uite. le Vezi? Asta Ăsta este la mine pe e la mine pe blog acolo la uh, discuția despre uh, despre cataloge și uh, uite-l și aici în, uh, în chat. Deci arată ce s-a cumpărat. Uh. Na, uite. Aici n-am, intrat în, în, detalii, ar trebui de o, o, analiză mai, mai amănunțită, dar uitați-vă de ce, ce s-a cumpărat. Jucării și articole pentru copii, electrocasnice mici și mari, băuturi, bricolaj, etc. că. că, Deci sunt... nu, vânzări au tot fost. Da, cam asta este... Ia să vedem. sunt la 546, acum la 7 și 12 minute. Nu s-a vândut carnea de porc, asta aveau 50 de, 50 de tone, s-au vândut abia 27. Ceea ce, din nou, este, cum, știți că ce spuneam da trecută, este ceva ce ei învață. Este ceva ce ei învață, pardon, să dau aici înapoi, recenzii pe bune. Mi-a plăcut de tine cum trolai ieri în chat la, în vloggerul de tehnologie și când faci live, mânca ar ta. Uite și cumpărăți. Uite, uite aici, ascultă la mine. Ascultă la mine că nu te învăț de rău. Pe lângă faptul că eu știu, știu o chestie despre tine pe care tu nu o vrei făcută publică, te duci și la lampa asta. Ia uite, 175 de lei. Găsești chiar și mai ieftin. Și ți-o pui pe fățău, pentru că ești... Deci erai cu lumina stinsă aseară. Ești cu lumina stinsă. Erai cu lumina stinsă aseară. La... Pe live. Da? Deci, ai încredere în mine că nu-ți vreau rău. Te duci sau te duci la... Unde este aici? Ulanzi Lampă. Ieftin. Uite, îți pui o lămp lămpuță de-asta așa. Pe față. Sau așa. Și se face foarte bine. Și, băi, uh, Marius, la produsele Apple nu, nu, o să fie reducere, pentru că se vând. Pentru că se vând. S-ar putea să, dacă, dacă aveau chestii pe stoc, generația anterioară care nu se vânduse destul, ți dă de la preț mai bun, dar de obicei Apple nu are reduceri foarte mari la telefoane. Nu are, nu are, adică ei nu pot să producă destul. Nu poate să producă. Hai, poate anul ăsta a fost o chestie mai deosebită, că așa mai departe, dar uite-te că era a fost criza de PlayStation, a fost criza de, de microprocesoare, adică nu faci reducere la produsele care se vând oricum. Uh, și electrică bună până în... Băi, nu, nu, știu că sunt o cărță de, de și de prostii, nu recomand nimic. Adică, nu știu, eu sunt în... Adică, am, sunt în universul Machita și de acolo, dar... Uh, așa ceva, sincer, n-am, n-aș avea încredere. Știi, am avut una de la Skill care a ținut câțiva ani, foarte bună, dar, adică dacă vă luați, luați-vă o firmă de care ați auzit. Adică cu toată dragostea mea pentru Steinhaus nu mi-aș lua așa ceva. Nu mi-aș lua, sau total, sau nu știu ce, ia să cu acumulator. Acumulator. Nu știu, din nou, luați-vă de branduri de care ați auzit. Heiner, e, total, nu știu ce. Nu, nu m-aș băga. M-aș băga, bine, machita, dar machita sunt scumpe și gândește-te un fel la să-ți iei șapte unelte care să meargă cu aceeași baterie. gândește că la un dat o să vrei și, un, și o mașină de înșurubat și așa mai departe. Sau cine știe ce alt, uite, uite-te la mine cum sunt, adică eu am uh, o cărță de chestii pe, pe același sistem, știi? Adică uite eu am și asta merge cu aceeași baterie, 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 și asta merge cu aceeași baterie. Înțelegi? Deci, sunt șapte lucruri care merg cu aceeași baterie. Și am, mai știu, 5 sau 6 baterii. Știi? Adică dacă dau cu mașina și s-a terminat bateria, scot ba 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 altă baterie, pentru că am șase baterii. Știi, cam așa este. Dar să-ți iei o din aia așa, doar din când în când, nu știu. Nu, nu pricep, n-aș da. Înțelegi ce vreau să zic. Da. Mersi, skill, nu dau seama dacă glumesc sau nu. Deci, ce zic pe bune? Apropo, aseară când am dat, când am pus catalogul, crăpase blog. Deci erau o mie și ceva de oameni pe blog și am făcut o prostie și da, tu erai pe live și nu se încărcau poze și erau și alții pentru că am făcut o prostie și nu am pregătit unde a ajuns și da, crăpase blogul de la o și ceva de oameni pe, pe blog. Da, Revenind, deci orice produs care se vinde în mod normal sau dacă eu, depind de 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 la PlayStation, au băgat mi alte text acum ceva reducere, uh, dacă e un produs pe care eu nu pot să-l produc în cantități destule pe care piața, nu o să-l vezi redus la Black Friday, e logic, e minimă logică. Da, dacă pe mine mă caută cineva să mă angajeze, și eu pot să muncesc doar 8 ore pe zi, nu o să mai iau încă 3 joburi. O să măresc prețurile. La fel și la Nu o să scad prețurile dacă am mai mulți clienți, nu? O să cresc prețurile un pic. E logic. Da. Nu știu, acum, sincer, discuția asta cu, cu reducerea la, la, telefoanele, la telefoane e următoarea. Luați-vă un telefon pentru voi, nu vă mai uitați numai la, la flagship-uri, știu, știu că toți, toți vă împing în față flagship-uri, toți vă împing în față flagship-uri. Adică, însemnând, flagship-ul este telefonul cel mai scump al brandului, adică ăla de 5.000, 6.000, nu știu cât. Dar nu vă luați un telefon scump, mare și nu știu ce, doar pentru că asta vi se împinge sau doar pentru ca, ca să vă lăudați două ori la nu știu ce prieteni, nu. Luați-vă un telefon care vă folosește. Deci eu am iPhone SE vechi de 2 ani. Ce zis, -a? mi să i să zgrie un picuț și a început să mă lase bateria la el. atât, dar bateria, adică mă lasă cu 50%, nu mă lasă cu 50% la, la 10 zile, Adică mai merge încă jumătate de an, încă un an de zile. Și din nou, eu am telefonul ăsta pentru că nu fac bani cu el. Mariciu are telefon de la 2000 de euro pentru că face bani cu el. Are nevoie să filmeze, are nevoie să facă poze. La fel și voi. Nu vă luați telefonul de 5000 de lei doar ca să nu știu ce. Dar asta, asta, asta eu, sincer, e eu o păcăleală, e o păcăleală. Și mi-are, uh, v-am mai povestit, are, nu, nu aștept dacă Realme. Sau Realme, cred că... c 11 Da. Nu, 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 nu. A fost vreo 600 de lei. Deci, uh, eu atâta știu. La Android trebuie să aibă 4 GB de RAM. Și m am dus până ziua, dar mă rog, m-am uitat pe Emac, am dat așa, care are 3-4 GB de RAM și ecranul cât să că îi trebuie pentru uh, Facebook, WhatsApp uh, și uh, browsing, atât. Deci nu îi trebuie pentru să meargă viteză să să facă, să facă gaming uh, 4K pe telefon, nu îi trebuie pentru asta. Și nu, adică de ce să iau un telefon de 2000 de lei dacă la de 600 de lei merge foarte bine. Și are și baterie mare, ia să ne M-am deci uh bank for, da, adică dacă n-aș avea nevoie de, așa, mi-aș lua un telefon dacă n-aș avea nevoie de, sau mă rog, dacă n-aș fi în, uh, în zona bă, m-aș băga fix la asta. Fix la asta. Nu, nu, le ah, Dacă e ca Da. Sau vreau eu să am 500, uh, să am 512 sau un tera de stocare. Pentru ce? Pentru ce? Asta, 512, nu, 2 GB de RAM, nu. 4 GB, ăsta, Asta era 660 de lei. Da? Pentru ce să ai 512 GB de RAM? Pentru ce? Deci eu am, mă uitam acum, -am uitat acum, m-am uitat pe, telefon zile trecute. iPhone storage. Așa. 51 de giga folosiți din 64 de giga. Pentru 64 de giga sunt normal, dar vă spun imediat și de ce. Pentru că am pe, am niște stand-up-uri, deci am, hai de tata, A dormit. Da. Incredibil. Nu vrea să calculeze. Da. Să lăsăm aici până... Da. Nu, nu, nu. Nu, să știi, non, el a avut tot timpul live-urile alea members only. Deci să nu ne... Uh. Emil. Telefoanele nu filmează 4K. Ascultă telefonul nu filmează 4K. Nu filmează 4K. Deci am așa, 7 GB de muzică, 5 GB în sigic, că sunt hărțile pentru toată Europa, VLC player unde am niște stand-up comedy, audio și video 5 GB și așa mai departe. Deci asta e spațiu. Da, dacă șterg CG-ul, am câștigat 5 GB și nu, am 15 GB liberi. Da, și asta. sunt mulți care uh, fac șapte poze și în loc să se uite pe ala șapte să vadă în care ar fi ce mai bine, le păstrează pe toate șapte, fac tot felul de filmări tembele și desigur fac filmări la 4K și așa mai departe. Și apropo de, de asta cu filmarea, cred că discutăm și pe asta. Samsung 4K. Da, unde este? Am mai discutat despre asta. Da? Deci, uitați-vă aici un picuț la da, chestia asta. Apropo de adică ăsta e un articol de vai morților din 2012. Da? Deci senzorul la telefonie e tica Senzorul la telefonie e tica Senzorul la camera asta pe care o vedeți voi e atâtica. Da? Deci e de vreo 10 ori mai mare. A, și nici, nici cu asta, adică e GH4 care este o cărță de bani. Nu prea filmează 4K. Înțelegeți ce zic? Deci să crezi că și ăsta de senzor filmează 4K? Acum, înseamnă că nu ești foarte deștept, părerea mea. ce să vedem, GH4 a ieșit din, a ieșit din a producție, dar este a, Panasonic GH5. Ia uitați, 2.200 de euro. Deci, repet, asta e o cameră dedicată. G7-ul ăsta pe care l-am, la fel. Și ăsta filmează 4K. Dar te uiți, ia uite, 500 de euro. Te uiți la cum arată filmarea 4K la Netflix și te uiți cum arată filmarea 4K la ce filmezi tu. Că eu m-am uitat. M-am uitat și la, și la vloggerul de tech. M-am uitat la vloggerul de tech. Filmarea aia care o face el 4K nu e 4K. E 1080 pe mărit la 4K. Dar nu e 4K. Adică dimensiunea este. Calitatea nu este. Și deci pui ce filmează ele, cu ce filmează Netflix sau orice alt film și îți dai seama de calitate. Nu este. Nu știu. Părerea mea. Asta e părerea mea. Dacă eu n-aș filma 4K cu nimic. Pentru că nu, nu e 4K real. Da. Și mai este ăsta. De, deci uite, dacă, dacă tot vrei să te contres pe mine și să te contrezi cu mine și așa, îți recomand asta îți recomand chestia asta Udon în 4K e tot de acum 5 ani de zile nu s-au schimbat multe de atunci să știi deci dacă vrei rezoluția ascultă-te ce zici rezoluția senzorului rezoluția senzorului, nu, 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 calitatea o obții de la mărimea senzorului, de la rezoluție, de la mărime și repet, deci uite, îți dau, ți-l las aici, uite, ți-l las în chat, ți-l las în chat că poate ai nevoie de să vezi dimensiunea senzorului și caută dimensiunea senzorului la orice vrei tu, ia, ai de curiozitate, unde e bășinea Samsung S22 Ultra. Ultra sensor size, yes, no. uh, sure. palna. Umia to comparacie. Uh. comparison, comparison. Uh. Dar facem altceva. Da? Deci este 1 pe 1, 33. sensor size. Size. Nu mai am. Nu mai am. Deci aveam o, o din asta care uh, compara sensor size. Da, chiar este. Sensor size. E? camera size meter. Mm. Da, de fapt, hai să folosim imaginea asta. Hai să folosim imaginea asta. Imaginea asta e una din imaginile noastre favorite. Da, deci cât zicea că are chestia 1 pe 1, 33, hai să zicem că 1 pe 1, 25 e oarecum rezonabil. Da? Vezi tu? Deci eu sunt, eu cu chestia asta cu care filmez acum, sunt, sunt aici, la Micro Four Thirds. Vezi cât de mare diferența între ăsta și ăsta? Și tu spui eu, chestia asta filmează 4K. Hai, Hai să o să baltă că mâncăm, mâncăm carbid. Deci, da. Dar din nou, vrei, vrei, tu să filmezi 4K cu telefonul? Duit, duit, dar nu te plânge. Duit, dar nu te plânge. Adică ți s-a spus că nu este și că nu este. Nu e cazul, duit. La fel și cu, și cu aparatul, aparatul foto și cu făcutul de poze. Deci pozele se fac pe medium. Nu, dar dacă ai opțiunea ce puțin la cameră foto, știu că poți să faci poze pe medium pentru că stresezi mai puțin aparat, dacă faci pe larg, oricum calitatea este la, adică dacă poza e sau mor, calitatea pozei este la fel și dacă este pe larg și dacă este pe medium mărimea. Știi? adică o poză de 2 mega are aceeași calitate cu aia de 4 mega. Dacă e, și chestia aia cu eu iau pe aia, eu o fac la 4 mega și mai o micșorez la 2 mega pe calculator. Ne, nu se schimbă calitatea. Ah, m A, m-am menționat stresul? Da, ok, bun. Super tare, o să mă uit, o să mă uit. Bine că mai ai zis. Să deschid aici o din asta, o fereastră, fără să vedeți voi. Stresul. Și să mă uit și eu după, după stream. Bă, sincer, mă, am place stresul că e sincer. Adică omul, na, e sincer. Spune, bă, stres să fac păcănele că altfel mor de foame. E sincer. Ce, ce vreți mai mult? Adică, știi, e, e faza asta cu, domnule, vrem să fiți sincer. Ok, sunt sincer cu voi. Trebuie să fac că fi mor de fam. A, păi nu mai vrem să fie așa de sincer. La fel și cu, și cu băiatul ăsta care esteți voi pe, pe, stream. Trebuie să facem licențe pentru că avem murim de fame. Nu vreau să fac licențe. Cred că ăsta o să ultimul, ultimul articol cu licențe. Da. Vodafone n-a venit cu campanie, nu știu ce n-a venit cu campanie, nu știu ce n-a venit cu campanie, nu știu ce n-a venit cu campanie și este, am dat pe, am dat pe, uh, pe YouTube, nu pe YouTube, pe... Am dat pe, pe Facebook ceva. Da, nu se vede. Ok, am dat pe Facebook este chestie, trebuie să fi logat. Bun, hai să să renunțăm la subiectul ăsta și a este. Da, nu știu, uitați-vă de pildă la calitatea, la calitatea la, apropo de asta, la calitatea la podcastul ăsta și uitați-vă la calitatea lui ăsta cu Mikey H. Da? Cu omul tot la fel. Unde Deci omul filmează cu... O, uh, filmează cu tot la fel, o super cameră. Deci camera o cameră de câteva mii de euro versus de jangina asta a mea. Da? Deci suntem tot timpul în focus, calitatea bestială tot timpul față de la mine dacă clipesc un picut sau dacă n-am lumina, lumina, potrivită, nici acum n-am lumina potrivită, dar mă rog, se duce dracu. Dar mie nu-mi pasă. Da? Așa, ca idee. As an idea.